Într-o lume în care proiectele de construcție adesea se confruntă cu întârzieri și obstacole imprevizibile, un antreprenor se poate lăuda cu o realizare remarcabilă. Este vorba despre un proiect impresionant, o sală polivalentă în valoare de 27 de milioane de euro, finalizată chiar înainte de termen. Cu o capacitate generoasă, sala polivalentă din Bistrița poate găzdui evenimente variate, de la competiții sportive la concerte și spectacole. Construcția a fost finanțată de Compania Națională de Investiții, are 3.000 de locuri, săli separate de antrenament, săli de sport, bază de recuperare, terenuri exterioare, o pistă de alergare cu 8 culoare și multe alte facilități. La Bistrița, în august 2022, a fost inaugurată cea mai modernă sală polivalentă din țară. O investiție derulată de către o companie locală de aici, din Bistrița, care a reușit să termine toate lucrările chiar înainte de termen. Suprafața de joc este una specială, fiind de rar întâlnită în țara noastră. Ea este alcătuită din niște plăci din arțar canadian, recoltat de la o altitudine de peste 2000 de metri altitudine în lunile de iarnă. Elasticitatea suprafeții de joc este dată de padurile de cauciuc. Practic, la inaugurare, era cea mai modernă bază sportivă polivalentă din România. Sala este alcătuită din două tipuri de gradene, unele fixe și unele mobile, care se pot retracta în cazul unor evenimente, unor concerte, unor manifestări, pentru a mări suprafața. Complexul este dotat cu săli de forță, cu echipamente ultramoderne, menite pentru a ține în maximă formă toți sportivii care activează aici. Aceeași companie a realizat pentru prima oară în România un drum cu o durată de viață cu 50% mai mare decât cele clasice. Drumul județean de la Cociu-Zagra s-a realizat cu o mixtură asfaltică specială, inovativă pentru țara noastră. O mixtură asfaltică care are în componența sa polimeri, durata de viață a drumului de la 10 până la 50 de ani, iar durata de exploatare fiind una mult mai mare, intervențiile vor fi într-un viitor mai îndepărtat.